că alții au dreptate. Eu n-am participat la ședința în care a fost pus în dezbatere prima dată, dar am înțeles că s-a cerut atunci în ședință o competere a autorității electorale permanente, care este totuși autoritatea, care este autoritatea care reglementează problemele legate de alegeri și de validări. Acest punct pe ordine de zi și sigur că există și posibilitatea ca PSD-ul și reprezentanții PSD-ului, așa cum spune și acest punct de vedere, să exercite căile legale de la NAC, adică domnul profesor și eu, la prefectură și așa mai departe și din guvernul judecător.